Votată de Senat, legea care îi obligă pe părinți să își vaccineze copiii a scos în stradă zeci de protestatari când au început dezbaterile în Camera Deputaților. În conținutul acestui proiect de lege există o dispoziție referitoare la posibilitatea care se oferă Ministrului Sănătății de a declara o epidemie și implicit de a institui obligativitatea vaccinării pentru întreaga populație a țării. Protestatarii susțin că se tem de efectele adverse ale vaccinurilor. Eu vreau să văd studiile care arată că vaccinurile sunt sigure. Așa ceva nu există. Este o întoarcere către o dictatură, este o întoarcere către o perioadă sclavagistă, pentru că noi devenim sclavii, statul este stăpânul nostru, este proprietarul nostru și noi suntem sclavi. În ultimii trei ani au existat negocieri, iar noua formă a legii prevede amenzi dure pentru cei care refuză vaccinarea copiilor. Sancțiunile în principiu au rămas aceleași, pornind de la avertisment în primă fază, în ulterior cu amenzi de la 500 de lei, 1000 de lei și urcă pentru fiecare faptă cea mai mare amendă. Din câte știu, este de până la 10.000 de lei. Potrivit acestei legi, înscrierea copiilor la școală ar putea fi condiționată de administrarea a 8 tipuri de vaccinuri. Părinții pot refuza totuși vaccinarea, dacă starea de sănătate a celor mici nu permite acest lucru.